Sara, bine ați venit! Eu sunt Fran, vă bucur să vă văd. V-am văzut din spate, acum nu vă văd deloc. Sper că voi mă vedeți cu mine. Îmi place foarte mult muzica, nu știu dacă și vouă vă place, dar muzica pentru mine e ceva deosebit. De câte ori mă aud muzică, parcă sunt în întuneric. Venind spre locația asta, am reușit să aud o melodie din repertoriul ăsta latino, nu știu, merengue sau mexican, ceva de genul ăsta, care are ceva aparte. E un anume individ care umple această muzică. Adică tipul nu face mare lucru. Lui se dă o foaie la angajare, îi se spune, tine, tu cânti doar ce-i sublinia cu roșu. Atât. Și începe melodia ceva de genul Tango, belengo, bango, balango, tombe, lombe, dombe, bolongo, bangale. Ăsta e el. Dar face tot, tot cântecul. Nu știu cum îi se lectează. Se duc în tramvai, îi țapă cu acul. Adică omul stă liniștit în orchestră, începe concertul, violonistul, băi, vezi că urmează, lasă-mă, frate, că să pierd. Super, muzica îmi place foarte mult. Și noi în România avem muzică faină, muzică folk. Am fost de curând la un bar unde se interpreta muzică folk. Era o seară cu specific. A fost și festivalul ăsta, cu o maraton. Dar nu aveam chef. Pentru muzica folk trebuie să ai așa o tragere, să, nu știu, te duce într-o stare. Și am zis, băi, nu merg. Pentru că muzica folk e numai despre munte, despre înălțime. Băi, nu e adevărat, ești exagerat. Am ajuns acolo, oamenii ancorați în trecut, tricouri tricotate, bentițe tricotate, Remember the Time, dar nu Michael Jackson. Și am început show-ul. A început cu balada haiducului bolnav de Alzheimer. O știți toți? Aia. Unde-s pistoarele? Unde-mi e calul? Unde-i nevasta? Unde mă duc? Ce dracu ca? Ghiși cum mă cheamă, unde mă culc. Și s-a terminat balada haiducului cu probleme și a urmat un individ, băi, vesel, râdea cu soția, ce prieten la masă, cum l-am invitat, i-a picat fața, lacrima în colțul ochiului, bala în colțul gâlii, s-a ridicat, rămas bun, ia-ți mirea să zic un fel. A venit omul pe scenă, voi interpreta cântecul Muntele, opa, m-am zis, da, pe care l-am compus chiar eu și a început omul. Sus pe munte, sus pe creste, sânii mei lipiți de sânii tăi, frate, și a ținut-o așa vreo jumătate de oră. Sus pe creste, pietrele-s mai reci, jos mai calde, sus e pradul, și a strigat cineva, băi, dar ceva cu marea, nu știi, că am rău de înălțime deja, ceva cu marea. S-a supărat. Da, bineînțeles, voi interpreta melodia Marea, pe care am compus-o chiar eu. Și a început omul. Înotam în largul mării, aia, și apoi mă scufundam. Deja era ceva. Ce să vezi pe fundul mării, de tai muntele, tot dacă încercam în șapte, ar fi fost minunat. Vă dați seama? Nu mai auzeai, nu mai auzeam vecinii. Tu scoate, băi, ești, evident, personajele din Star Wars n-ar putea șopti. M-am gândit la un examen de curând și, băi, îți dai seama, să fii în bancă cu Vader, să zic ăla. Cine a fost? Și lângă el. Lângă el să fie artiditul. Și în spate. Vreau și eu.